Spuneam în clipul în care am vorbit prima dată pe anul ăsta de cărți, undeva cred că la începutul lunii februarie, că din octombrie și până la final de ianuarie eu n-am avut chef de citit, n-am avut nicio stare de citit, nu m-a atras nimic, nu m-a inspirat nimic. Și n-am citit, basically, n-am citit aproape nimic. Și speram ca lucrurile astea să treacă, faza asta să treacă și în februarie să citesc mai mult și s-a întâmplat. Am reușit. Am redeschis book club-ul, by the way. Vă așteptăm cu mare drag în book club-ul nostru dacă vreți să faceți parte din el. O să vă las un link în descriere și am reînceput lecturile la book club și discutăm cu fetele. Mi-a revenit pofta de citit și am citit două cărți pentru book club, plus încă două, mă rog, una nu prea am citit-o, dar ajungem imediat și vă povestesc, și cumva m-a scos din starea asta, adică au fost cărțile care, de care chiar aveam nevoie ca să mă scoată din starea asta de silă de citit. Acum, din contră, m-a apucat o poftă de citit și aș citi în continuu, a stat toată ziua să citesc și asta e bine pentru că am multe cărți interesante, așa că, după cum ați văzut din titlu, astăzi ne ocupăm de cărțile pe care le-am citit în luna februarie, vă povestesc despre ele și, de asemenea, am și un mic book haul pentru că, de ce nu? N-am putut să mă abțin, ce vreți? Asta este, n-am putut să mă abțin. Da. Prima dată vorbim despre cărțile pe care le-am citit și vă dădeam un mic spoiler în clipul cu favoritele lunii februarie și vă spuneam că am citit 3 cărți de 5 stele, ceea ce a fost senzațional. A fost absolut splendid. Au fost exact cărțile de care aveam nevoie să mă scoată din lipsa aia de chef de citit. Au fost exact cărțile care au trebuit. Au venit la momentul potrivit. Au fost minunate și chiar vreau să vă povestesc despre ele, dar am citit 4 cărți în total. Una a primit 100 stea și o explic imediat de ce. Dar celelalte au fost minunate, minunate, minunate și chiar aș vrea să-mi spuneți și voi impresiile voastre despre cărțile astea, pentru că sunt curioasă să văd dacă voi le-ați citit, care sunt impresiile voastre. Vă aștept de asemenea pe Goodreads, pentru că acolo în fiecare zi adaug cărți, vorbesc cu voi despre cărți, mă uit la ce note dați la cărți și așa mai departe. Și pe lângă asta pot să țin o evidență a cărților pe care le citesc, pot să, în cazul în care uit pagina la care am rămas, îmi notez acolo pe Goodreads și știu că am notat. Da, e foarte interesant Goodreads-ul, de asemenea vă așteptăm în book club-ul nostru. După mai multe sugestii, am decis în felul următor. În primul rând să citim 2 cărți pe lună, pentru că una ni se părea prea puțin. De regulă erau cărți din astea moderne care se citesc foarte repede și una ni se părea prea puțin și atunci am, printr-o consultare generală așa, am decis să alegem 2 cărți pe lună, dintre care una să fie clasică, adică un clasic și o carte modernă și cam asta facem. Iar de luna asta am început să extragem cărțile prin random. Am făcut liste cu sugestiile de cărți de la fete și de la mine și alegem din acele liste cărțile random, adică am zis să nu mai votăm pentru că multe persoane nu sunt pe fază, nu reușesc să voteze, poate unii au preferințe, poate unii ar vrea să citească anumite cărți mai repede și așa mai departe și ca să fie toată lumea împăcată, am zis să alegem cărțile prin random. O să vă spun și care sunt cărțile pentru luna martie cu ocazia asta, dacă nu vreți să intrați în book club, dar totuși vreți o sugestie de cărți, sunt bune astea de luna asta, chiar sunt niște cărți bune, cred eu. Așa, dar hai să începem cu cărțile pe care le-am citit și vă ziceam așa, 3 cărți de 5 stele și una de 100. Da, trebuie să se echilibreze balanța cumva, deci nu se putea. Da, nu o să vă dau numărul total de pagini pentru că mie mi se pare irelevant. Am văzut că unele persoane adoptă metoda asta de a spune câte pagini au citit într-o lună, având în vedere că cartea de 100 eu n-am terminat-o, nu pot să pun la socoteală și paginile alea. Dar hai să începem cu cartea care m-a dezamăgit și anume Păpușa de Ismail Cadare. V-am spus că asta am notat-o, am trecut-o în Goodreads când am văzut-o la Loredana de la Ascult și Citesc. Nu țin minte întotdeauna ce spun fetele astea, că mă uit la multe clipuri despre cărți, cu recenzii despre cărți și nu țin minte întotdeauna tot ce au povestit ele despre cărți. Adică pentru mine este important sentimentul sau ce-mi transmit ele pe moment. Mă duc în Goodreads, îmi notez cartea aia la One to Read și după aceea
Dumnezeu cu milă, că nu i-a apucat să o citesc, bă, i-a apucat să o citesc, adică nu țin minte. Și nu țineam minte exact la ce se referea Loredana când a zis de păpușa. M-am uitat pe Goodreads, i-a dat 3 stele, eu i-am dat o stea pentru că n-am putut să o termin. Deci eu n-am putut, efectiv, n-am putut cu autorul ăsta și asta pentru că păpușa este de fapt mama lui, așa o denumește el și... Citind, am înțeles ce vrea cu cartea asta. Am citit cumva la 50 de pagini din carte, cartea având undeva la 150 de pagini sau 129 de pagini. Citind, mi-am dat seama ce vrea autorul cu cartea asta, dar nu mi-a plăcut nici modul în care expune. Practic, el ce a vrut a fost cumva să... spună povestea mamei lui și în același timp să o facă ca pe un fel de legendă sau un fel de poveste din asta din care se trage anumite învățături, nu știu, ceva pe acolo a fost așa, cel puțin așa a fost senzația mea, dar în același timp mi-a lăsat senzația că suferă de un complex din asta. Am uitat cum se numește complexul, complexul ăla când copiii sunt extrem de atașați de mamele lor. Știți că la fete este chestia aia că sunt foarte atașați de tați și la băieți este chestia că sunt foarte atașați de mame, deși nu prea se discută, pentru că atunci când vine vorba de bărbați nu prea se discută de complexele astea, dar are complexul ăsta, are un complex, un atașament oarecum aproape bolnav, dar nu în sensul erotic sau ceva, adică nepotrivit, dar atașamentul lui față de mama pe care în același timp nu o înțelege este oarecum bolnav, știți? E ca o obsesie care îl urmărește toată viața, e ca genul ăla de poveste la care stai să te gândești toată viața și nu poți să scapi de ea și cumva te identifici cu povestea respectivă. Adică, nu știu, mi s-a părut prea mult, n-am putut eu. V-am spus că eu și cu mama, cu relația noastră a fost mai cu sughițiuri, așa, să zicem că s-a îmbunătățit acum în ultimii ani, dar relația noastră n-a fost prea grozavă, de aia nu pot înțelege atașamentul ăsta obsesiv față de un părinte, față de niciun părinte, că n-am avut un atașament obsesiv față de niciun din părinții mei, pentru că n-am avut decât unul, așa. Și pentru mine e greu de pătruns și greu de înțeles atitudinea asta și nu știu, nu m-a captat, nu m-a așa. Eu nu zic că e rea cartea, dar am zis, nu rezonez eu cu ea. Nu spun că e rea sau e ceva neregulă cu felul în care ați spus Ismail Cadare. Eu, în mintea mea, pentru că nu mă pricep la nume, adică mie dacă îmi spui un nume, dacă nu-mi sună la nume rusesc, nu prea știu să-l identific. Credeam că Ismail Cadare este turc, da? De fapt este albanez, parc așa ții minte, parcă era albanez. Da, păpușa, o stea de la mine. Cartea este de la Humanitas Fiction, că nu v-am zis, și este din colecția Raftul de Nisei. Da, am mai citit cărți din colecția asta, Raftul de Nisei, dar asta nu, pentru mine. Apoi, o carte despre care am început să vă povestesc. În unul din daily vloguri și care de altfel mi-a plăcut foarte tare și care a deschis pofta mea pentru citit și de asemenea a fost și cartea lunii februarie, una din cărțile lunii februarie, este O mare de lacrimi de Ruta Sepeti. O carte pe care am vrut de mult să o citesc, am tot văzut-o, mai ales anul trecut am înțeles că a fost foarte populară. Și este o carte foarte interesantă. Mie mi-a plăcut foarte mult cartea asta, așa cum vă ziceam și în acel daily vlog, pentru că a atins acolo o coardă sensibilă pentru mine legată de al doilea război mondial, legată de refugiați, legată de suferințele și traumele oamenilor pe care le-au trăit acești oameni după al doilea război mondial sau în primul război mondial sau, mă rog, după război în general sau din cauza războiului. Și traumele astea, v-am zis eu, sunt cumva așa transgeneraționale și nu pot să scap de ele. Și de asta pentru mine, în primul rând, a atins o coartă sensibilă acolo, cartea asta. Apoi, mi-a plăcut foarte tare stilul foarte lejer în care a fost scrisă cartea. Cartea este ficțiune istorică, adică teoretic este inspirată din niște fapte reale, dar acțiunea în sine n-ar fi trebuit să se întâmple sau nu s-a întâmplat. Deși, dacă citiți cartea și dacă mai suprapuneți cartea peste de tot ce se întâmplă în momentul de față în Ucraina, peste toți refugiații care vin în România, o să vedeți că nu mai e atât de ficțiune cartea asta, știți? Adică elementul realist există. Practic, cartea în sine urmărește parcursul a 4 personaje
care patru personaje, din punctul meu de vedere, reprezintă patru elemente. Au fost alese de autoare, cred, nu știu, e pur și simplu o speculație pe care o fac. Nu am citit dacă așa a fost când a ales autoarea, dar personajele astea au fost alese ca fiind niște identități ale celui de-al doilea război mondial, niște identități care au fost implicate în al doilea război mondial, știți? Și avem așa patru personaje. Avem o fată poloneză, polonă, așa, care fuge de război, care trăiește printr-o traumă, trece printr-o traumă cumplită. Avem o fată lituaniancă, o tânără lituaniancă, care, dacă știți, dacă v-ați mai documentat legat de al doilea război mondial, nici lituanienii, letonii, lituanii și toate țările astea de acolo, din zona aia, nu prea au avut o viață bună în cel de-al doilea război mondial, da, deci, și mai ales Polonia, iarăși. Deci nu știu că accentul este pe evrei. Când vorbim de al doilea război mondial, toată lumea se gândește Holocaust și evrei, Holocaust și evrei. Aia este doar, să spunem, 25% din acel de-al doilea război mondial. Nu este întregul tablou al celui de-al doilea război mondial, da? Nu credeți în capcana de a crede că cel de-al doilea război mondial se rezumă doar la evrei și la Holocaust. Nu. Holocaustul a fost doar 25% din cel de-al doilea război mondial. Restul de 75%, de multe ori nici nu se discută. Chiar asta vorbeam cu cineva, apropo de tot contextul actual, că România a fost a treia țară beligerantă care a pierdut oameni pe front în cel de-al doilea război mondial. Și nimeni nu spune. Deci România a fost a treia țară ca număr de pierderi pe front. Și nimeni nu vorbește despre chestia asta. Da? Pentru că Holocaustul, pentru că evrei și pentru că rușii, știți, și pentru că patimile altor țări. Dar România a pierdut, după țările mari, cam cel mai mare număr de oameni pe front. Și de-aia zic, nu cădeți în capcana de a crede că Holocaustul, care într-adevăr a fost o atrocitate, nu neg chestia asta și nu neg dreptul oamenilor de a ține vie această amintire și de a ține vie această lecție, dar în același timp, hai să ne uităm că tabloul în sine este mai mare, da? Adică tabloul în sine nu cuprinde doar Holocaustul. Și de asta, dacă citiți cartea asta, o să vă dea o ușoară idee despre, exact despre treaba asta, despre faptul că nu doar evreii au suferit în cel de-al doilea război mondial, au suferit și polonii, a suferit și Polonia, și Lituania, și Letonia, și majoritatea statelor, da, din zona respectivă. Deci avem al doilea personaj, care este lituaniancă. Este o fată lituaniancă care se numește Jonah, pe poloneză o cheamă Emilia. Avem un prusac care este Florian, pe care îl cheamă Florian. Apropo, știu că există deja foarte mulți tineri care nu mai știu de pruși. Așa. Și avem un neamț, bineînțeles că trebuia să avem și un neamț, un marinar neamț, Alfred. Acum, nu să vă dau foarte multe informații, rămâne să citiți voi cartea și să trageți voi concluziile voastre, dar eu una n-am putut să citesc partea cu Alfred. Am citit foarte puțin. Adică, cartea este scrisă de așa natură încât fiecare capitol are o pagină, două. Adică, de-aia zic, apreciez felul în care a scris autoarea, pentru că a scris în stilul ăsta foarte ușor, astfel încât să nu se întindă pe capitole lungi. Este foarte ușor scrisă cartea și se citește foarte ușor. De asemenea, are un limbaj foarte lejer și nu este încărcată de foarte multe date istorice. Dar în același timp eu n-am putut să trec de Alfred, adică n-am putut să trec să citesc partea lui Alfred. Fiecare capitol practic este confesiunea, bucată din confesiunea fiecărui personaj, știți? Și se alternează așa confesiunile personajelor. Partea cu Alfred n-am putut să citesc pentru că sunt niște aberații pe care, bineînțeles, le avea sistemul nazist și pe care, în general, persoanele spălate pe creier aderau la această mentalitate și cumva cartea asta te face să înțelegi, adică pentru mine n-a fost nevoie să mai citesc partea cu Alfred, dar da, aia a fost partea mai puțin plăcută din carte, dar este realistă, adică aia e realitatea și face parte din realitate. Acum, ce aș vrea să mai menționez legat de cartea asta, eu am citit-o înainte să înceapă toată povestea din Ucraina.
Și dacă vreți să o citiți, eu vă recomand să o citiți acum, chiar dacă are ca tematică războiul, pentru că o să vă facă puțin mai bine să înțelegeți prin ce trec refugiații din Ucraina în momentul de față. La modul că o să vă facă să înțelegeți panica, teroarea, dezamăgirea, deznădejdea aia pe care o au oamenii ăștia care și-au lăsat toată munca de o viață în spate și trebuie să plece către nicăieri, poate. Sau lasă oamenii în spate și nu știu dacă se vor mai reîntâlni cu oamenii ăia dragi. O să vă facă mult mai bine să înțelegeți. Nu este o carte grea, nu este o carte adâncită, multe detalii sângeroase. Sunt câteva scene acolo mai dramatice, dar nu e ceva exagerat. Cele patru personaje, practic, se îmbarcă pe un vas pentru a scăpa. Sunt refugiați și încearcă să se îmbarce pe un vas. Și partea reală este că acel vas a existat, povestea acelui vas coincide cu ce se întâmplă în carte și dacă vreți să citiți mai multe despre vas și despre povestea acelui vas, puteți după aceea și o să vedeți că este absolut cutremurătoare. Deci există elemente reale și există elemente care te țin cumva ancorat în realitate în cartea asta. Pentru mine a fost minunată cartea asta, v-am zis 5 stele din 5, am pus-o chiar la favorite. Am mai avut un personaj aici care nu e personaj principal, o fată oarbă, de care vă dați seama că eu m-am legat instinctiv aproape, fără să vreau. Și mai există un personaj foarte simpatic în carte care se numește Poetul Pantofilor, care era un cizmar, care avea așa un mic talent de poet. Și eu am citit numele prima dată Preotul Pantofilor și după aceea toată cartea am ținut-o numai cu Preotul Pantofilor, deși vedeam că scrie Poetul Pantofilor. Da, asta e o problemă a dislexiei mele. Dacă citesc greșit un cuvânt sau o frază, de multe ori se întâmplă să rămân așa. Da, și a rămas cu Preotul Pantofilor. Dar foarte bună cartea. Da, mi-a plăcut și chiar nu e macabră și m-am zis, dacă vreți să intrați puțin în atmosfera asta de război, deși știu că toată lumea e sătulă în momentul de față, e o carte foarte bună. Bun, apoi, următoarea carte pe care am citit-o și care a fost propunerea Victoriței la Book Club și era să o ratez rău de tot, a fost... stați că am văzut ceva... este semnul Eugeniei. Este Lanțul de Adrian McKinty, cred că se numește autorul... Editura cred că este Buzz Books și este o carte de care eu am mai auzit, cred că am văzut-o și la Georgiana Dumitra, cred, parcă și la ea am văzut-o. Am început să o citesc în format PDF și m-a prins atât de tare încât nu mă mai dezlipeam de laptop și vorbind cu Eugenia despre cartea asta mi-a adus-o iar. Asta e cartea Eugeniei pe care chiar sărac am rupt-o puțin, s-a rupt, adică așa trebuie să o repar. Este o carte foarte interesantă, este ușor atipică și asta mi-a plăcut la ea, că povestea este ușor atipică și oarecum originală și oarecum altceva și e bine, că te mai scoate din așa. În primul rând, ce mi-a plăcut la cartea asta este că te bagă direct în acțiune. Știți că de obicei majoritatea romanelor și mai ales cele clasice sau cele care merg pe stilul clasic, întâi îți dau o descriere a personajului, a locului și așa mai departe, cumva creează atmosfera și după aceea începe acțiunea. Da, aici s-a întâmplat invers, adică întâi te bagă în acțiune și după aceea încep descrierile locului și personajelor și așa mai departe, adică descoperi acțiunea și personajele în timp ce treci prin acțiune, exact cum îmi place mie, exact tipul de scriere care îmi place mie. Și asta se întâmplă și de-aia m-a captivat de la primele pagini. Deci pe mine m-a prins de la primele pagini, eram... Yes. Povestea în sine este ușor dramatică și cumva pune, testează teoria aia că aș face orice pentru tine. Știți că, mai ales părinții, spun chestia asta de foarte multe ori. Eu pentru copilul meu fac orice. Adică fac orice sacrificiu, un calc, orice lege, fac orice. Dar oare când ajungi într-un anumit moment, faci orice? Ei, în cartea asta este vorba despre exact așa, exact subiectul ăsta. Adică exact asta testează, dacă părinții chiar ar face orice pentru copilul. Și ca să nu ne complicăm noi cu foarte multe descrieri sau tentative de a vă descrie ce cuprinde cartea asta, o să vă citesc rândurile de pe spate, că descrie exact acțiunea. Îți sună telefonul. Un străin ți-a răpit copilul. Ca să-l recuperezi,
trebuie să răpești copilul altcuiva. Copilul tău va fi eliberat când părinții victimei tale răpesc un alt copil. Dacă oricare din aceste lucruri nu se întâmplă, copilul tău va fi ucis. Acum faci parte din lanț. Da, cam asta, de când despre asta este vorba. Asta înseamnă lanțul. Faptul că tu, părinte fiind, care spui că dai absolut totul pentru copilul tău și ai face absolut orice pentru copilul tău, ești pus în poziția de a salva copilul răpind un alt copil, făcând rău altuia. Dar răpirile astea, să știți că nu se întâmplă așa oricum, adică există niște reguli. Trebuie să respecti niște reguli, nu e așa că te duci și iei primul copil de pe stradă pe care îl întâlnești. Trebuie să respecti niște reguli. Trebuie să urmezi niște pași. Pe lângă asta, trebuie să plătești o răscumpărare, adică nu e așa oricum. Iar răscumpărarea este calculată atent, astfel încât să-ți o poți permite, dar să-ți fie și incomodă. E un întreg proces aici și este o întreagă nebunie care are loc odată cu răpirile astea. Personajul nostru principal este Rachel, a cărei fetiță este Kaylee. Și ce mai place mie la cartea asta este că ridică un subiect foarte important. Atrage atenția unui subiect foarte important despre care v-am mai vorbit și eu de-a lungul timpului, și așa numai despre social media și cum pot fi oamenii urmăriți pe social media și cum o poți afla absolut orice vrei tu despre un anumit om de pe social media. În speță, Rachel se folosește de Facebook pentru a-și selecta victimele, pentru că este cea mai simplă metodă, și găsește persoane care își pun toată viața pe Facebook, își pun absolut toate informațiile pe social media. Mama victimei ei chiar pune ora la care se trezește, ora la care mănâncă, ora la care își duce copilul, ce face după ce și-a dus copilul și așa mai departe. Adică dă detalii foarte precise despre fiecare lucru pe care îl face în ziua ei. Nu mai găsesc exact citatul, dar era un citat aici care mi-a plăcut foarte tare. Era ceva legat de faptul că nu o să mai avem, o să ajungem în epoca în care nu o să mai avem nevoie de autorități care să ne supravegheze, pentru că vom ajunge să ne supraveghem singuri, unii pe alții, și să ne tragem la răspundere dacă ni se pare că cineva încalcă anumite norme sociale. Și dacă vă gândiți puțin la tot ceea ce se întâmplă pe internet și în lume în general, și apropo de cancel culture, exact asta se întâmplă. Și anume, nu mai e nevoie să te urmărească cineva ca să fii tras la răspundere, că te trag alții la răspundere. Nu mai poți să spui un cuvânt greșit, că gata, se găsește cineva să te corecteze. Nu mai poți să faci ceva, gata, vine cineva și îți spune, ah, ești rasist, ești nu știu cum. Da? Ajunge să ne ținem evidența unii altora fără să mai existe necesitatea unei autorități separate. Și ajungem practic să ne facem mai mult rău în sensul ăsta. Da, e foarte interesantă perspectiva asta și te pune cumva să te gândești puțin, te pune puțin pe gânduri treaba asta, pentru că e foarte interesantă perspectiva asta și eu chiar v-aș recomanda să citiți cartea asta și să vă gândiți, pe lângă faptul că este o carte interesantă, v-am zis, subiectul este altfel, este dramatică. Pe mine unul nu m-a lovit așa, dar dacă sunteți părinți, bănuiesc că s-ar putea să vă lovească puțin mai tare. Iarăși o carte, cum ziceam, că se citește ușor, este lejeră, este ușoară. Asta a fost, cum am zis, tot în luna februarie. Din martie ne-am decis să citim un clasic și o carte modernă, ca să nu mai avem două cărți din astea moderne să se suprapună sau să fie similare. Pentru că oarecum cărțile moderne din perioada asta, care sunt foarte populare, sunt cam similare și de aia ne-am decis să citim un clasic și ceva modern. Dar da, o carte foarte bună, vă recomand. Îmi place felul în care a fost scrisă, îmi place acțiunea, îmi plac personajele, mare parte din ele. Finalul a fost puțin tras de păr. Au fost acolo niște scene puțin așa, adică care mi s-au părut puțin prea trase de păr, prea așa, prea exagerate, dar cumva cred că a simțit nevoia autorul să lase așa un happy ending la final care să mulțumească pe toată lumea. Da, cred că dacă l-ar mai fi diluat așa finalul, ar mai fi lăsat și o componentă de dramă în el, aș fi fost mai bine, aș fi fost mai realist, da? Adică cu toată acțiunea care se întâmplă în carte, după
n-aș fi văzut finalul ăla, știți? L-aș fi văzut un pic altfel finalul, dar nu e rău, adică pentru optimiști ca mine e bun și un final din ăsta optimist, dar la un moment dat se întâmplă ceva și acțiunea încetează, adică felul în care este scrisă carte încetinește ritmul cumva, știți? Dar este firesc. Spre deosebire de, ca asta făceam comparație cu Victoriția, spre deosebire de cartea aia cu Femeia din cabina 10, unde acțiunea este foarte lentă până la ultimele 100 de pagini și după aceea se schimbă direcția total, la asta este invers, adică acțiunea este rapidă, te ia, te amețește, te trece prin toate chinurile iadului și undeva în partea a doua, exact unde a rămas Eugenia cu cititul, exact de acolo, acțiunea încetinește puțin, dar este firesc să se întâmple așa, având în vedere contextul, știți? Adică la asta nu m-a deranjat. La Femeia din cabina 10, nu. Așa, v-am spus și părerea mea despre Femeia din cabina 10. Asta, da, 5 stele din 5, am băgat-o și la preferate, mi-a plăcut. Așa. Apoi, ultima carte de 5 stele, pe care de altfel am și terminat-o, ultima fix pe 28 am terminat-o, este Golful Francezului, care, în ciuda numelui, Golful Francezului are ca personaj principal o femeie. Cartea este scrisă de Daphne du Maurier și eu am versiunea asta din colecția de la Adevărul. Am să vă caut, să vă pun în descriere, nu știu, ori o versiune modernă, ori asta de la Adevărul, că se mai găsesc cărțile astea dacă vă interesează. Nu m-am așteptat să-mi placă cartea asta, mai ales fiind o carte mai clasicuță, așa e considerată pe la clasici pe acolo. Cartea în sine a fost publicată prima dată în 1941, pare mi se, dacă am citit eu corect, nebucurându-se de prea mult succes la vremea respectivă, pentru că, hei, ce să vezi, în 41 era război, da? Și lumea nu prea se concentra pe citit și mai ales pe genul ăsta de cărți, că subiectul n-are nicio treabă. Și a fost republicată undeva, cred că prin 2003 sau ceva de genul ăsta, când s-a bucurat de mult mai mult succes decât la prima lansare. Da, este vorba despre un personaj. Acțiunea se întâmplă undeva prin Anglia medievală, așa, 1600, cam pe acolo. Așa, apropo, paranteză, cartea asta merge să o citiți foarte bine pe muzică de Mozart, eu așa am citit-o și merge la fix. Știți cum merge? E, da, divină, deci se potrivesc la fix. Îți dă exact atmosfera de care e nevoie muzica lui Mozart pentru cartea asta, da. Da, deci ziceam de acțiune. Acțiunea se petrece cam pe la 1600 și ceva, cam așa, și este vorba despre o doamnă care se numește Donna, eu am tot citit Donia, așa, care este căsătorită cu un baronet din ăsta, ei stau la Londra, au nu știu ce moșii și mai multe părți ale Angliei, ei fiind ca bază, stând la Londra, bineînțeles că trebuiau să fie foarte aproape de curte, și femeia în sine este foarte plictisită de viața ei, adică are 2 copii, are aproape 30 de ani și este foarte plictisită cu viața ei, adică petreceri, viața din asta de lux, opulență, toate cele, e cam, s-a cam plictisită așa, și într-o zi se pune patea și pleacă la una din moșiile familiei, în speță chiar moșia pe care a crescut soțul ei. Acolo, moșia asta este undeva dădea așa spre Franța, ca să zic, cam în zona aia, așa, unde dă insula Marii Britanii despre Franța, cam pe acolo, pe undeva prin partea aia era. Și se duce acolo și stă o perioadă bine mersi, liniștită, și în timpul ăsta cât stă ea acolo, dă de un golfuleț de care nimeni nu știa și în același timp află de existența unei corăbii cu pirați prin zona respectivă, care tot fură de la oamenii bogați de acolo, pentru că pe partea aia, pe coastă, erau numai oameni din așa bogați, numai moșieri și așa. Și pirații ăștia furau de la acei moșieri. Întâmplarea face că ea se împrietenește cu acest pirat, dar se împrietenește bine, că ajunge să se îndrăgostească de el. Și de aici se nasc tot felul de aventuri, odată pentru ea, care să-i satisfacă ei nevoia de aventură și să-i alunge plictiseala, pe de altă parte se îndrăgostește de acest francez
Și în același timp se dă și o luptă foarte intensă în ea, pentru că ea are familia acasă, adică, ok, la vremea aia toate căsătoriile erau aranjate, da? Să vorbești de adulter la vremea respectivă nu era ceva, nu e un sacrilegiu, toți înșelau și se înșelau nevestele sau bărbații, pentru că era ceva clar că căsniciile sunt doar de așa. Deci faptul că există un triunghi aici amoros nu trebuie să vă surprindă sau să vă scandalizeze așa prea tare. Dar în inima ei se dă o luptă, pentru că ea în același timp ține la copiii ei și n-ar putea să-i ia de lângă părintele lor și n-ar putea nici să-i lase, să-i părăsească, și este o întreagă, un întreg chin aici în carte între dragostea, că descoperă dragostea adevărată, și libertatea, da? Și libertatea de a nu se mai supune tuturor normelor sociale la care se supunea când era la Londra și așa mai departe, și de asemenea dragostea, și totuși vrea și să rămână și cu copiii ei. Și, mă rog, trece prin foarte multe aventuri, trece prin multe chestii, odată cu francezul și după aceea și pe plan personal. Dacă rămâne sau nu cu francezul, dacă își părăsește copiii, vă las pe voi să descoperiți. Pe mine mai cam rupt în bucățele finalul. Dar, cum ziceau și în Emily in Paris, știți că spuneau la un moment dat personajele acolo că francezii adoră finalurile tragice pentru că sunt realiste. Mă rog, finalul ăsta nu e neapărat tragic, dar te pune așa pe gânduri, adică dacă ai fi în situația aia, ce ai face? Așa, foarte frumos scrisă cartea, ușor de citit și asta, v-am zis, surprinzător pentru mine. Mi-a plăcut foarte tare unul din personajele de aici, care se numește William, care este servitorul ei de acolo, de la moșia pe care se duce, dar de fapt este servitorul francezului, este de fapt un pirat. Și că așa ajunge, prin intermediul lui ajunge să-l cunoască pe francez, pe piratul francez. Și eu pe francez l-aș vedea, dacă ar fi să se fi făcut un film, nu știu dacă există film după asta, că nu m-am uitat după film, după cartea asta, dar dacă ar fi să se facă un film, după părerea mea, cel mai bun personaj, cel mai bun actor în rolul francezului ar fi Alain Delon. Dacă ați văzut Zorro, Alain Delon din perioada aia, adică tipologia francezului se aseamănă foarte bine cu Zorro sau cu felul în care a jucat Alain Delon în Zorro, știți? Seamănă foarte, foarte bine, deci cam așa l-aș vedea eu pe francez, cam tip parola, cam așa. Și da, dar William, servitorul, este foarte, și sunt niște dialoguri, așa, niște schimburi de replice și între ea și William, care sunt foarte simpatici, deci unele m-au făcut să râd la culme. Da, 5 stele din 5, mi-a plăcut foarte mult cartea asta și vă recomand, este și subțirică, puteți să o citiți repede. Acum hai să trecem la cărțile pe care le-am luat, la mini book haul-ul nostru, ca să avem și partea de, așa. Vă spuneam că de luna asta ne-am decis să citim o carte clasică și una modernă, și cartea clasică din luna martie, pe care a trebuit să-mi ocupăr pentru că nu aveam în bibliotecă, este una pe care de altfel eu mi-am propus să o citesc de foarte mult timp și n-am citit-o, și pe de o parte să știți că mă bucur că n-am citit-o mai de mult, pentru că aș fi citit-o mai de mult în adolescență, spre exemplu, aș fi aruncat-o și n-aș fi înțeles-o la adevărata ei valoare, și este considerată ca fiind prima carte distopică scrisă vreodată, și este 1984 al lui George Orwell. Am început deja să o citesc, am ajuns pe la pagina 88. E mult de vorbit de cartea asta. Deci, dacă aș fi, cu siguranță, dacă aș fi citit-o în adolescență, aș fi aruncat cartea asta, pentru că stilul în care scrie George Orwell, eu n-am mai citit nimic de George Orwell până acum și e bine. Într-un fel mă bucur că l-am lăsat pentru mai târziu, că, cum v-am zis, aș fi dat cu el de azvârlita. Este obositor. Este destul de obositor. Este exact cum vorbesc eu, adică paranteză în paranteză în paranteză. Știți, mă apuc să spun o frază și intru într-o paranteză, dar în paranteza aia mai fac încă 10 paranteze. Cam așa scrie el. Îl înțeleg, dar problema este că te obosește și nenorocirea face ca eu să fi ales cartea după copertă, că de-aia e bine să nu găsești, să nu te iei după coperți, că aveam pe Elefant, când am dat comanda, aveam de ales între 3 variante de carte și am ales-o pe aia albastră, bineînțeles, deci s-o aleg pe aia roșie. Și asta albastră este cartea asta mică, este din colecția Biblioteca pentru Toți și este și scris un mărunt.
și aglomerat pe pagină și mă obosește și mai tare. Pe lângă faptul că acțiunea în sine, sau mă rog, descrierea în sine este obositoare, de aia am citit numai 80 de pagini din asta. Dar în același timp mă atrage, adică fiind carte distopică și mă atrage. Mă mănânc așa să o termin, adică nu vreau să o las, dar da, o să vă povestesc despre ea. A doua carte pentru luna martie, cartea modernă, ca să spun așa, este Secretele Parisului de Natasha Lester, pardon, scuze, de la editura Nemira și mai văd eu aici pe ea că scrie Damon Tango. Nu știu exact ce înseamnă acest Damon Tango, este posibil să fie un ghostwriter din ăla, adică nu Natasha în sine să fi scris ca în cartea, ci în Damon ăsta și ea doar să fi preluat. Așa, că știți că americanii de obicei recurg la asemenea chestii. Nu știu nimic despre cartea asta. Știu că e populară, știu că e recent apărută, nici nu m-am uitat exact când a apărut. Dar știu că e recent apărută, că am văzut-o pe Goodreads și am mai văzut-o pe la câteva fete, dar n-am citit. E apărut în 2021, da, deci e recentă, e super recentă. Văd aici pe spate că undeva acțiunea începe în 1939 sau 29, ceva de genul ăsta, stați că am mai deschis cartea și am văzut că începea acțiunea undeva prin, după primul război mondial, da. Începea în 28 acțiunea, uite, acțiunea începe în 1928, deci la final de, sau după primul război mondial, ca să nu zicem la final de primul război mondial, la 10 ani după primul război mondial și se termină acțiunea după al doilea război mondial. So, da, cam pot să-mi dau seama. Am văzut coperta americană în engleză și mă duce cu gândul la o altă carte pe care am citit-o, din biblioteca mamei mele, care se numea Casa de pe colină. Era o poveste foarte frumoasă cu două surori care reușesc în perioada interbelică din nimic, din sărăcie, să creeze o casă de modă și să creeze niște lucruri fabuloase. Foarte frumoasă cartea aia, Casa de pe colină, dacă o găsiți pe undeva, eu o să caut să vă pun în așa. Foarte frumoasă cartea, să știți, mi-a rămas în minte una din puținele cărți pe care le-am. Dar asta este a doua carte pentru luna martie. Le ziceam și fetelor că mă mănâncă grav să încep cartea asta și să o las pe aia cu George Orwell, să o las deoparte pentru mai târziu, dar nu. Apoi, o carte pe care am văzut-o la Roxana, nu știu, numele de familie, iartă-mă, o să vă las canalul ei în descriere, Roxana și mai cum, iartă-mă, chiar nu l-am reținut, nu-i problemă că nici pe al meu nu-l reține multă lume, numele meu de familie, deci nu înțeleg situația, are un nume de familie tot așa mai diferit, este o carte pe care am văzut-o și nu mă așteptam să fie atât de mică, deci asta este o carte pentru mine, adică eu aia care citesc foarte puțin într-o zi, e făcută pentru mine, să mă pot lăuda că am citit și o carte într-o zi, este o povestioară de fapt, care se numește Tehomir de Horatiu Mălăiele. Horatiu Mălăiele, din perspectiva mea, este unul dintre cei mai buni actori români, underrated, ca să zic așa. Este unul din actorii care, din păcate, nu se bucură sau nu s-a bucurat de atâta popularitate ca alții, care, spre exemplu, fură organe de pe la tineri, dar trecem peste, așa, și care n-a fost apreciat la adevărata lui valoare. Este un om cu o inteligență absolut extraordinară și când am auzit de ea, la ea de cartea asta, am zis că trebuie să o citesc. Nu mi-am dat seama nici urmărându-i clipul, nu mi-am dat seama că e atât de mică cărțulia. Are 63 de pagini, ca să vă dați seama ce micuță este, de aia zic că e făcută pentru mine să citesc și eu. Da, este o poveste, dacă nu mă înșel, Tehomir este o localitate în care a crescut Horatiu Mălăiele, pe undeva pe lângă Târgu Jiu, dacă am înțeles eu bine, cred, s-ar putea să bat câmpii. Vă povestesc, o să o citesc și vă povestesc și voi despre ea. Bănuiesc că o să reușesc să citesc și o carte într-o zi cu ea. Dar da, am să țin nevoia să iau, pentru că v-am zis, eu am un respect deosebit pentru Horatiu Mălăiele și pentru inteligența lui și pentru cât de bun și de serios este ca actor și de asemenea cât de discret este ca om. Da, una din glumele lui recente, sau mă rog, nu știu dacă e recentă, are un sketch care tot circulă pe net acum, de ceva timp și zice
munca n-a omorât pe nimeni, dar de ce să riști? Și mai zice acolo la un moment dat că eu mă trezesc de vreme tocmai ca să, nu, ca să am mai mult timp să nu fac nimic sau ceva de genul ăsta. Nu-mi place nici să muncesc. Desculat mă scol la 6 dimineața ca să pot să stau mai mult degeaba. Da, știu că munca nu a omorât pe nimeni, dar de ce să risc? Da, și o să, abia aștept să citesc. Următoarea carte, iarăși, este din Biblioteca pentru toți, în același format cu cea de George Orwell, dar asta pare să aibă scris un pic mai mare și pare să fie mai risită totuși. Să sperăm că o să-mi placă mai mult. Se numește Monștri. E scrisă de Simeon Serbag Montefiore. Cele mai malefice personalități istorice, de la Nero la Osama Bin Laden. Cred că dacă mai așteptam un pic, îl includea și pe Putin, dar... Așa, s-a grăbit să scoată cartea. Da, pe mine mă fascinează să citesc despre genul ăsta de personalități sau personaje. Oameni din ăștia care au ceva probleme cu mansarda și au schimbat lumea după propriul lor plac. Da, mi se pare fascinant și... o să încerc să parcurg asta fără să-mi vină glumesc. No. Dar da, e interesant să mai citesc și v-am zis că pe mine mă fascinează felul în care gândesc oamenii și să află despre cum gândesc anumite personaje sau anumite personalități. Mă fascinează chestia asta și încep să mă întreb din ce în ce mai mult către cărți din astea. În ultima perioadă am văzut că sunt din ce în ce mai atrasă, chiar dacă vă nu vă arăt aici. Și ultima carte este... scrisă tot de Ruta Sepeti și este de fapt Printre tonuri cenușii, care a fost scrisă înaintea acelei despre care v-am povestit astăzi, și anume O mare de lacrimi. Asta este tot de la editura Epica. Este mai subțire decât O mare de lacrimi. Pare să fie scrisă în același stil, cu capitole scurte. Iarăși nu știu nimic despre ea, dar bănuiesc că este vorba tot așa despre o poveste ce are loc în perioada războiului, tot o ficțiune istorică. Victorița îmi spunea că O mare de lacrimi este mai bună decât Printre tonuri cenușii. Rămâne să o citesc și vă spun, vă țin la curent dacă mi se pare mai bună O mare de lacrimi prim sau asta. Da, cam astea au fost cărțile pe care le-am citit și pe care le-am cumpărat eu. Spor la citit și aș vrea să-mi spuneți dacă ați citit cărțile astea, oricare din ele, dacă le-ați citit, cum mi s-au părut. Chiar sunt foarte curioasă de impresiile voastre. Dacă aveți alte recomandări, please, I'm waiting for you. Așa, nu uitați să vă abonați, să dați un like și un share la clipul ăsta dacă vreți să mai vedeți clipuri cu cărți. Veniți și pe Instagram, că vorbesc acolo în fiecare zi cu voi și de multe ori chiar vă țin la curent cu impresiile mele despre cărți înainte de a face clipuri și înainte de a pune totul la un loc. Și da, ce-ar mai fi de zis? Cam atât. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!